posibilitatea să vă uitați așa câteodată la cursurile mele de cu veți vedea că, normal, în principiu, fundamentul materiei este același, de mecanica fluidelor, capitolele sunt cumva aceleași. Bineînțeles, forma este imposibil să fie identică. Sau exemplele, sau mersul cursului. Acest lucru depinde de starea momentană, atât a mea, cât și a dumneavoastră. Este ca și când ar fi un spectacol, care în principiu ar trebui să fie la fel, dar niciodată nu este identic. Dar sunt câteva constante. De exemplu, o constantă, mă uitam acum, este clanța de la această ușă. O constantă într-un fel, pentru că degradarea, adică legea entropiei, se manifestă, n-ai cum să scapi de ea, și devine din ce în ce mai rău. De asemenea, este problema acestor table, care câteodată funcționează, câteodată nu funcționează. Vorba aceea, azi nu funcționează, dar se pare că azi funcționează. Deci astea sunt câteva constante. În ora trecută am început acest capitol despre instabilitate hidrodinamică. Sigur, am avut două ședințe dedicate practic acestui subiect. În ora trecută, vă reamintesc, am discutat puțin de o anumită abordare mai mult matematică, dar și cu câteva exemple. Și în acest context aș dori să vă întreb dacă cineva a găsit filmul sau site-ul pe care l-am sugerat eu data trecută. Ia să da. 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 Zici, zi mă, unul, da, mă, că așa ai uitat toată lumea în pământ, înțelegi? Așa. Eu sper că a fost destul de... Am uitat subul, da. Destul de elocvent. Da? Așa, imediat. Am un meminte doar. De data aceasta, poate să meargă și mă. Mulțumesc. Deci eu vă fac această recomandare. Mie mi se pare explicația respectivă suficientă pentru a înțelege, să spunem, modul în care o anumită perturbație intră în sistem. Astăzi vom continua subiectul, deci despre stabilitate hidrodinamică și poate spre fericirea dumneavoastră aproape fără matematică. Sigur că idealul ar fi să observați vizual aceste lucruri în momentul în care eu voi vorbi despre ele. Personal nu prea îmi plac proiecțiile, însă există, dacă vă uitați la termenii cheie, despre care vom discuta astăzi, numeroase filmulețe deosebit de semnificative, pe YouTube sau pe orice alt suport media, dar vă vom arăta și în cadrul laboratorului. Deci aici nu va fi o problemă. Problema esențială a cursului de astăzi este de a vă prezenta un fel de clasificare al stabilității hidrodinamice. Dar eu aș vrea să discutăm stabilitatea hidrodinamică în următorul context. Și anume, ca o tranziție între laminar și turbulent. Deci aici avem mișcare laminară, în care să spunem că numărul Reynolds este mai mic decât un număr Reynolds critic. Vă mulțumesc. Nu-ți mulțumesc pentru nimic. Așa, o mișcare laminară, numărul Reynolds este mai mic decât numărul Reynolds critic. Aici avem mișcarea turbulentă,
în care numărul Reynolds este mai mare decât numărul Reynolds critic. Vom vedea noi că sunt mai multe nume de Reynolds critice, dar luați așa. Deci ce există între aceste două stări? Aceste două stări pot fi stabile sau pot fi instabile. Și aș vrea, de exemplu, să punem pe tabla de aici câteva lucruri legate, să spunem, de dinamica populației. Este un domeniu enorm, sigur, dar puteți să vă uitați aici la modul în care evoluează o populație, inclusiv o comunitate umană, inclusiv un grup, cum sunteți dumneavoastră, inclusiv insectele sau virusii, ce înseamnă o epidemie, de exemplu, și așa mai departe. Da? Deci vom face câteva referiri asupra acestei probleme. Apoi vom face niște referiri, punem aici mai jos, din zona, să spunem, a reprezentării a creației umane, deci nu atâta de dinamică a populației unde putem, deci creația umană, să spunem, știință, artă și așa mai departe, mai multe lucruri, poate omul să creeze, inclusiv dezastre, care este un exemplu major de instabilitate. Și poate vom mai discuta și despre alte conotații. Ceea ce eu încerc să vă prezint astăzi este că în natură, de regulă, nu se pot face, să spunem, treceri de la stări stabile, instantaneu, fără a trece printr-o așa numită zonă de instabilitate. De exemplu, dacă ne uităm la creația umană, sau să zicem evoluția societății, din păcate dumneavoastră sunteți prea tineri să vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în 1989, însă este un caz pe care îl trăiești, să zicem, o dată în viață, dacă ai ghinion poate de două ori în viață, sau noroc, depinde de stări, în care s-a văzut cum se trece de la o stare stabilă la o altă stare stabilă. Nu discutăm în particular despre țara noastră, unde stările stabile au o conotație total specială, dar discutăm în general. Deci trebuie să aveți, să spunem, sentimentul acesta, că dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă o stare stabilă a unui sistem. Pentru că noi despre ce vorbim aici? Noi vorbim despre niște curgeri. Da? Dacă iau, de exemplu, numărul Reynolds, nu mai repet ce este, în speranța că cei care au dorit să înțeleagă au înțeles, și plec de la o valoare mică, hai să punem 1, și îl cresc până la o valoare foarte mare. Într-o anumită curgere. Dacă mă localizez la o linie de curent, deci iau un reper. Un reper ce înseamnă în cazul stabilității? Dinamicii populației. De exemplu, populația medie de gâze. Nu? Să zicem că poți să o măsori în fiecare moment. Și vei vedea 1.854, 1.723, 1.900, 1.000, adică sunt niște lucruri pe medie, dacă faci diferența dintre două stări și o raportezi, să spunem, la o măsură a stării respective, vei vedea că diferențele sunt nesemnificative. Da? Te uiți la o linie de curent și vezi într-o conductă, ea este frumoasă, așa o linie și la un moment dat ea începe să aibă niște undulii, se păstrează, după care vine așa și după care tu începi să vezi niște spoturi. Vedeți? Este
O treabă normală, la orice lucru se întâmplă acest fenomen. De exemplu, încălzești apa. Vom face referire astăzi foarte mult la acest lucru, de cei care gătesc și mai ales care își fac orez, adică folosesc orezul să-și facă pilaf, vor avea o altă viziune asupra timpului pregătit. Petrecut în fața pregătirii mâncării. Da? Sper. Sau cei care toarnă fluide aici, bănuiesc că sunteți mai obișnuiți, în pahar. În speranța asta că sunteți. Adică că nu vei totul din sticlă, în afară de bere. Bun. Deci, este imposibil să vezi aceste stări. Da? Dacă ești puțin experimentat, vei vedea însă următorul lucru, că într-o anumită zonă, să spunem, pe tipul acesta, într-un anumit domeniu de numere Reynolds, câteodată dacă stai, linia de curent poate fi continuă, câteodată poate să aibă ondulații de diverse moduri, de diverse suprapuneri, de diverse frecvențe sau lungimi de undă și poate câteodată chiar să observe amestecul în aceeași zonă. Se pune întrebarea de ce? Pentru că zona asta, când ai numărul Reynolds foarte mare, întotdeauna ea va arăta așa. Adică niște spoturi, așa, un amestec total între zonele de fluid. Întotdeauna când vei fi sub un anumit Reynolds critic, linia de curent își va păstra continuitatea. Chiar dacă atingi, chiar dacă nu atingi, chiar dacă se aruncă o piatră și așa mai departe. Însă există întotdeauna o zonă, mai mare sau mai mică, în care, fără o motivație aparentă, lucrurile pot arăta diferit. E, această zonă, dacă noi discutăm despre o mișcare denumită laminară aici, iar aici despre o mișcare turbulentă, această zonă este o zonă de tranziție. Deci o zonă de tranziție. Iar această zonă de tranziție dintre o stare într-o altă stare este supusă a ceea ce spunem noi stabilității în sensul că eu plec de la o mișcare laminară care se va transforma într-o mișcare turbulentă în cazul în care ea nu este stabilă, am zis noi. În cazul în care orice perturbație va produce în final un efect, iar curgerea respectivă va căpăta un aspect turbulent. Haideți să luăm, de exemplu, un caz, să zicem, cazuri cunoscute de dinamica unor virus, să spunem. Ce, în cazul virusului, nu, la dinamica populației, ce este numărul Reynolds? Ce poate fi? Adică, ce cantitate pentru un virus este importantă când e vorba de similară numărului Reynolds în cazul fluidelor? Răspândire. Ce? Poftiți? Răspândire. Păi nu răspândirea, eu zic numărul. Oamenii. Nu, numărul de virus. Adică, sigur, răspândirea. Pentru că, într-un fel sau altul, numărul respectiv crește. Da? Deci există întotdeauna un fel de număr critic, pentru că virusul ăia există pretutindeni. De exemplu, este aproape dovedit că într-un corp norm sănătos există potențialul tuturor bolilor. Numai că ele sunt ținute sub control pentru că corpul tău este un sistem, cel puțin la început, stabil. Înțelegeți? Și atunci, orice perturbație, de exemplu, ți intră, de ce unul răcește întotdeauna mai repede și altul, de exemplu, nu răcește deloc? Este vorba de sistemul
imunitar, grosomodo, haideți să spunem așa, da? Acest sistem imunitar joacă rolul, să spunem, menținerii stabilității, adică sunt perturbații externe care, în final, sunt amortizate de sistemul imunitar. Dacă tu nu ești un sistem stabil, orice perturbație, bine, un virus, bă, la răcește în continuu. Vedeți? De exemplu, la virus, există întotdeauna un număr, să zicem, de persoane bolnăvite care pot declanșa epidemia. Corect? Când se poate declanșa epidemia? Când este numărul ăsta, dar mai trebuie întotdeauna să vină o perturbație externă. De exemplu, este un număr mare de virus, se știe latent, să zicem toamna, se știe că dacă este frig, o iarnă friguroasă, treaba asta ajută la menținerea sau scăderea numărului de virus, deci probabil în primăvară a fost foarte frig iarna, virusii au murit, deci nu vor fi, să spunem, epidemii de gripă. La același număr însă inițial din septembrie sau din noiembrie, potențial, în cazul în care iarna nu este atât de friguroasă, este foarte probabil să se declanșeze aceste epidemii. Cazurile de acest tip sunt foarte cunoscute, poate vă aduceți aminte din filme, sigur, când aveți cum altfel, dar au fost câteva filme în care se discuta despre gripa spaniolă, deci a fost o gripă... Influența înseamnă gripă. Așa. După primul război mondial, deci știți de acest lucru. Deci, acea gripă se pare că a omorât mai multe persoane în anii 1918-20 decât primul război mondial. E bine, se pune întrebarea de ce și cum s-a răspândit. Este evident, probabil, că acei virus existau și înainte, numai că după 4 ani de război, de mizerie, de alimentație proastă, de stres, a găsit, să spunem, calea să se răspândească. Observați? Deci, întotdeauna trebuie să existe această perturbație externă. De exemplu, ce perturbație externă a făcut să se schimbe regimul comunist din România? Este clar, dacă nu exista, să spunem, modificarea din Rusia de atitudine a lui Gorbaciov, sistemul era destul, era instabil, evident, dar nu se făcea trecerea către un alt sistem. Același lucru este și în fizică. Adică fizica este mai simplu, sigur, decât în ceea ce discutăm despre populație, evoluție, sistem economic sau evoluție, sistem politic. Esența însă este aceeași. Asta este, să spunem, pledoaria mea. Sau, de exemplu, știți că în artă, nu? Sunt câteva curente dominante. Adică, la un moment dat, ăștia toți pictează la fel, toți pictează la fel, toți pictează la fel. Și, la un moment dat, vezi că apare un alt stil de pictură. De exemplu, impresionism. Tu știi cam în ce an s-a născut curentul impresionist? Nu. Tu știi? Nu. Spuneți-mi și mie un pictor impresionist. Să zicem... Monet. Ăla mă pe... Ce? Monet. Sau... Cezanne. Sau, în sfârșit, din zona respectivă. Deci dacă vă uitați, să zicem, la picturile de la 1830
și picturile de la 1880, dumneavoastră veți vedea o diferență de atitudini. De ce? De ce, de exemplu, se schimbă și apar aceste curente? Ce a fost, de exemplu, în Europa între 1830 și 1880, să zicem? Ce eveniment fundamental care a schimbat... Poftiți? Revoluția industrială. Păi, Revoluția industrială a apărut mai înainte, dar... Dar ce? Asta nu... Revoluția industrială, sigur, a pregătit evenimentul. Dar care a fost elementul fundamental între acești ani? De care a profitat și România, că România a apărut în, pe hartă cu denumirea asta în 1800, știi cât? 77 să fi fost pe front străbunicul tău. În 1859, știu eu că a apărut. Prin unirea Moldovei cu țara românească, dar așa. Este același lucru. Ce eveniment major? Revoluția din 1848. Deci această revoluție a schimbat mentalitatea și dacă te uiți la creațiile dinainte și după, sigur, întotdeauna este un laps de timp, vezi o modificare. De ce? Pentru că sistemul dinainte era instabil, vine o perturbație și îl aruncă în altă stare. Dar de ce credeți dumneavoastră că treaba aia a fost în Franța, în special? Asta e mai greu dacă nu știți istorie. A fost un conflict între Franța și Germania cu Napoleon al III-lea, care a trebuit, a fost până o mică revoluție în Paris. Și toate aceste lucruri au pregătit aceste manifestări. Și atunci dacă te uiți, de exemplu, la matematică, vei vedea că a apărut o altă matematică, pentru că teoria aceasta a stabilității, cumva, ea a fost generată într-un final, tot la finalul secolului XIX. Fie de Rayleigh în Marea Britanie, fie de Poincaré în Franța. Adică toate lucrurile, vedeți, creează un cadru de a înțelege fenomene. Dar dacă nu se spune, băi, știi, nu știi, adică este o anumită stare și atunci totul pare foarte clar. Adică nu mai ești chinuit. Că ești pus să fii învățat, nu? Îți găsești singur răspunsurile respective. Deci, sau de exemplu acum, ce înseamnă stare stabilă sau instabilă? Că poate mai citiți cu ăștia ce descoperă ei cu teoria gravitației, și dacă vă uitați pe YouTube sau prin filme, vedeți tot felul de desene din astea, așa. Mai mult sau mai puțin futuriste de tip Hawkins, nu? Că ai aici ceva și vezi că scade așa, nu? Niște puncte din astea a timpului, ale... Tot felul de reprezentări de genul ăsta, vedeți? Dacă ne uităm și facem un puțin exercițiu de abstracție, eu vă desenez așa ceva. Să zicem. Și aici tu ai o biluță. Biluța asta, când se află sus aici, adică ești, v-am mai spus eu, pe o derivată 0, însă derivata a doua este negativă, deci e bine că ești în maxim, da, e sus, însă ești instabil. Și atunci îți dă un brânci, cineva te duce aici, care este stabil, și aici este stabil. Care punct este mai stabil? Ăsta sau ăsta sau ăsta, după voi? Vedeți? Deci gradul ăsta de stabilitate, adică odată ce este bil aici, la o adică, dacă îi dai un jbung destul de tare, poți să te duci în altă stare de stabilitate. Vedeți, se spune, de exemplu, că dacă asta ar fi mișcare laminară, asta ar fi mișcarea turbulentă și tu ești aici undeva,
Mai degrabă te duci către turbulență decât înapoi către mișcarea laminară, pentru că se spune, dacă ați mai auzit termenul ăsta, atractorul ăsta este cumva mai puternic. De exemplu, este România, undeva pe hartă, da? România are aici un atractor, aici suntem noi, și aici este un alt atractor, să zicem Rusia. Asta este Europa, UE, și undeva, să spunem, este Statele Unite. Încotro te duci. Ideea de independență trebuie să ai putere. Puterea deformează spațiul. Care spațiu? Spațiu economic. Despre asta răspund. Și atunci, unde te duci? Că dacă rămâi aici, ești instabil. Trebuie să-ți alegi atractorul. Când ești mic. Nu te dai că tu ești tras de la Zamolxes și aici a fost prima civilizație, că asta nu mă ajută. Să știți. Ajută faptul, dacă tu îți dai seama ce este bine pentru tine, în ce atractor să intri, pentru că nu poți avea. Altfel este o zonă cenușie care va fi rea pentru toată lumea. Pentru că așa este. Iar ponderea acestor atractori, vedeți, cu Statele Unite, poate aici vine Asia sau China, în economie ei se schimbă. Adică Marea Britanie, de exemplu, acum 100 de ani, era atractorul major. Sau 100 și ceva de ani. Mai bine. Pentru că era puterea dominantă în lume. După care ea și-a micșorat influența și au început Statele Unite și așa mai departe. Vedeți? Deci este un proces de dinamică a atractorilor. Ce înseamnă un atractor? Înseamnă o zonă într-un fel de stabilitate. Da? Și atunci, de exemplu, dacă sunt la acest număr Reynolds mic aici, atractorul meu este către mișcarea laminară. Nu-l scot de aici. Să zicem, ea trebuie să ajungă din punctul 1 în punctul 2. Și va ajunge pe direcția, să spunem, dreaptă, linia de curent. În acest caz de aici, atractorii sunt multipli și linia PAC are tendința să meargă așa, are să meargă așa și așa mai departe. Nu știe sigur unde să meargă. Și atunci se produce amestecul dintre straturi. De ce? Pentru că energia, inputul energetic în sistem este foarte mare și el trebuie cumva să fie disipat. Vedeți? Deci, recomandarea mea este să gândiți acest subiect de stabilitate, să spunem, sigur, hidrodinamică, dar conotațiile sunt majore în multe alte sfere ale științei și nu numai ale științei. Poate exemplele care le-am dat nu au fost foarte clare, însă eu zic că măcar sugerează această idee. Și acum haideți să discutăm puțin niște moduri de stabilitate. Da? Sau de instabilitate ale timpului. Și vreau să vă prezint, să spunem, un prim caz de instabilitate denumit Kelvin Helmholtz. Deci așa numita instabilitate Kelvin Helmholtz. De regulă, instabilitățile poartă numele oamenilor de știință care le-au studiat. Să presupunem, este un caz simplu, în care avem o interfață dintre două fluide, potrivit de inișcibile, miscibile, sau poate fi același fluid. Da? Numai că deasupra viteza merge către dreapta,
aici merge către stânga. Sau un alt caz, aici sus ai o viteză V1, iar jos ai o viteză V2, care este diferită ca mărime de V1. Da? Deci, relativ la această interfață, există o diferență majoră de viteze între straturile respective, care pot fi, sigur, și cu proprietăți diferite. Cu alte cuvinte, jos, de exemplu, lângă pământ, să spunem că privești cerul, da? Lângă pământ, curentul de aer sau vântul bate de la dreapta la stânga voastră, iar undeva sus, la 3-4.000 de kilometri, curentul este invers, sau metric, sau nu contează, la o anumită distanță, la 4.000 de kilometri, cam sus. Da? Dar să zicem, în apropierea pământului, 10.000 de metri. Este un caz tipic. Și te uiți pe cer așa. Ce credeți că se întâmplă cu această interfață? Haideți să facem următorul exercițiu. La început, viteza este foarte mică. Da? Adică vitezele sunt mici. Dacă vitezele sunt mici, probabil această interfață nu va fi afectată de mărimea vitezei. Adică ce se duce în dreapta, ce se duce în stânga, sus, planul va rămâne neafectat. La un moment dat, dacă diferența, să zicem că avem aceeași viteză, dar sensul este contrar. Ce credeți că se va întâmpla cu această interfață? De exemplu, aici ai, să zicem, apă, da, unde ai un curent și sus ai aer. Nu? Și viteza aerului începe să crească. În apă, sigur, viteza este mai mică. Se creează niște obiecte. Deci, ideea este că, la un moment dat, apar aceste unde, cum ați văzut și în filmul respectiv. Dacă v-ați uitat. Deci aici se va merge așa. După care aici, vedeți, deci în apropierea interfeței, interfața rămâne, însă începe să aibă, să spunem, o suprafață pe care observați anumite unduiri, adică o anumită undă, iar în apropierea ei, curentul începe să se curbeze și, normal, să urmărească aceste unduiri. Undeva sus departe, vitezele vor rămâne neperturbate. Se spune că numărul Reynolds crește în continuu. Se va întâmpla, probabil, ceva de genul acesta. Sigur, am făcut un detaliu al interfeței. Adică fluidul de aici, vedeți, are tendința de a intra în fluidul de jos. Aici, sigur, lucrurile rămân cumva cu cât te duci mai departe de interfață, perturbația dispare. Iar fluidul de jos are tendința să se amestece cu cel de sus, dar încă dumneavoastră veți vedea bine definită această interfață. De exemplu, dacă aveți noroc, puteți vedea pe cer aceste structuri câteodată. Sigur, de cele mai multe ori, ele sunt instabile. Să ne înțelegem, pentru că noi vorbim de stabilitate. Adică dumneavoastră vedeți fie o interfață de genul acesta, mai ales la zburați, deasupra norilor, fie vedeți o interfață plină de nori, de diverse forme,
Însă, în anumite condiții, veți putea vedea ceva de genul acesta. Deci există această tendință de amestec între straturile de fluid. Vedeți? Chiar dacă diferența aici de mărimea vitezei sau de sens era evidentă, datorită mărimii vitezei, amestecul dintre straturile de fluid nu se făcea. Adică straturile de fluid curgeau unul față de celălalt fără să se amestece. Deci asta este sigur caracteristica mișcării laminare. E, crescând viteza, mărimea ei, în particular viteza relativă dintre straturile de fluid, tendința interfeței este de a se curba și de a dispărea în detrimentul amestecului între zonele de fluid. Și în final, ce se va obține? Probabil. În final se va obține ceva de genul acesta, în care ăsta de aici intră încoace, ăsta de aici intră încoace și într-un final interfața va dispărea și se va produce, să spunem, amestecul, deci drumul către turbulență. Hai să facem un detaliu acestei structuri, da? Uitați-vă, de exemplu, dacă aveți curiozitate, la stampele japoneze. A fost un mare artist japonez, Hokusai, îl chema, tot în jurul anului 1800 și ceva, care este renumit pentru reprezentarea vârtejului și a structurilor de vârtej. Iar simbolul mișcării turbulente este una din creațiile sale. Oriunde vă duceți. De ce? Pentru că o vedea natură. Vom mai discuta despre chestia asta și vom avea o prezentare specială. Dacă nu cumva v-am sugerat-o odată, nu țin minte. Da, cred că ți-am arătat. V-am arătat. Da. De ce? Pentru că le vezi în față, nu? Și este clar că acest lucru, ce vă spune dumneavoastră? Acest lucru vă transmite un mesaj important. Dacă mișcarea înainte putea să fie o mișcare plană, nu? În două dimensiuni, nu? În clipa în care se produce amestecul de substanță, este clar că apare, trebuie să apară musai o componentă de viteză care iese din tablă. Sau care intră în tablă. De ce? Că prima dată apare vârtejul, care devine puternic. Știți că vârtejul, chiar într-o mișcare plană, are o componentă pe plan perpendiculară. De asta a scăzut jumate la examen, de exemplu. Am făcut așa o referire la chestia asta. Asta ce înseamnă? Că există această tendință de vârtej care, în final, va induce o componentă de viteză și pe direcția Z. Deci, întotdeauna, dacă o mișcare laminară există, să spunem, posibilitatea să fie plană sau axial simetrică, în final, mișcările turbulente trebuie să ducă la amestecul între substanță, între substanțele diverselor straturi, însă trecerea de la o mișcare laminară la o mișcare turbulentă nu se poate face decât prin această zonă de tranziție de instabilitate în care aceste vârtejuri apar și dispar în funcție, să spunem, de anumite lucruri care sunt sau nu sunt controlabile.
Vedeți? Și atunci există o frumusețe, nu? Adică nu e instabilitate, poate nu-ți place ție din punct de vedere, să spunem, tehnic. Nimeni nu vrea să aibă un sistem instabil. Ce înseamnă un sistem instabil? Lucrul ăsta se vede și în aviație, nu? Tu mergi așa și spui, bă, dacă iau așa cum maneta stânga, avionul ia ușor la stânga. Sau, poftim, aveți mașina, conduceți mașina, păi iau așa stânga, o iau ușor către stânga. Dacă sistemul n-ar avea stabilități, tu iei așa puțin în stânga, calci peste o pietricică, aia îți face o perturbație și începe mașina să-ți facă așa. Aia înseamnă că sistemul nu era... Previzibil. Păi, instabilitatea, tu nu știi unde te duce. Adică te aduce la partea stabilă sau te duce la o altă stare care, de exemplu, înseamnă accident. Observați? Acum, sigur, conotațiile sunt evidente la natura umană și la modul ei de acțiune. Deci acest tip de instabilitate în care, să spunem, fondul ei și este diferența de viteză între straturile de fluid, care încă o dată pot avea aceleași proprietăți sau proprietăți diferite, poartă denumirea de instabilitățile Kelvin-Helmholtz, despre care, sigur, vom mai vorbi când ne gândim la curgerea în jurul corpurilor. Deocamdată, noi doar menționăm acest tip de instabilitate. Haideți să facem un pauză.